ne bazăm pe faptul că economia va crește așa cum s-a planificat și PIB-ul. Și ne bazăm pe faptul că exporturile vor continua evoluția pozitivă, deci Europa va fi capabilă să asimileze exporturile și noi vom găsi noi piețe. Pentru noi am considerat mai avantajos să acordăm credite conform regulilor noastre interne decât să aplicăm constrângerile din programul Prima Casă. Planurile UniCredit pentru România? Planurile UniCredit sunt în continuare de dezvoltare și acest lucru se vede. Ce înseamnă acest cuvânt dezvoltare? Noi sucursale sau noi achiziții de portofoliu, noi clienți? Ce înseamnă dezvoltare? Creșterea afacerilor și a veniturilor produse în România. Deci creșterea cotei de piață, deschiderea de noi sucursale nu reprezintă obiective în sine, ci reprezintă mijloace de atingere a obiectivului. Deci dacă este nevoie, vom deschide noi sucursale. Deci nu putem vorbi de sistem bancar în ansamblu. La nivelul băncii noastre, noi creștem. Deci dacă ne uităm la evoluția anul trecut, în zona companiilor mici am crescut peste 50% în volumul portofoliului. În zona de companii medii am crescut cam cu 16% în volumul creditelor. Deci, acolo unde a fost cerere, am fost prezent să onorăm cerere.